Bună, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canal. Astăzi m-am hotărât să filmez un soi de vlog în care să vă zic ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă. Poate că este ceva de genul story time cu mici anunțuri pe aici, pe acolo. Ok, dacă ați văzut ultimele clipuri postate de la mine de pe canal, cred că v-ați dat seama că au fost filmate cam în aceeași perioadă, atunci când a venit Maria la mine. Asta pentru că atunci am avut mai mult timp liber în weekendul respectiv. Vlad lucra, eu eram singură acasă cu Maria și am zis, bun, hai să filmăm acum mai multe clipuri, că nu știi niciodată ce se întâmplă și cum poate mi se va strica socoteala. Și exact așa s-a și întâmplat, pentru că în ultimele 2 săptămâni am fost în concediu medical. Acum filmez în 2 decembrie, duminică. Sper să postez acest clip astăzi, ca să fie cât mai relevant. Dar clipurile postate înainte de acest clip și imediat câteva după ăsta au fost filmate toate în același weekend de care v-am povestit acum vreo 2 săptămâni. De atunci am fost în medical, am stat acasă. În tot concediul acesta medical am reușit să mă duc o zi la lucru, luni, săptămâna trecută, adică săptămâna asta, scuze. M-am simțit foarte rău și nu am fost în stare de nimic, dar acum mă simt ceva mai bine. Urmează să merg în concediu, să plecăm la Viena. O să vă filmez de acolo un vlog pentru că mi-ați răspuns în Insta Stories cum că vreți să fac un vlog din Viena și din Budapesta. O să mergem cu mașina, deci o să am ce filmăm. Iar pe, ce să vă mai zic, la capitolul anunțuri, toată luna decembrie, cam așa, în mare parte ce urmează, de fapt, o să fiu mai plecată, ba la Borșa, ba la Mureș. Vă zic că o să mă duc și în concediu. Într-un road trip as well. Da, în fine. Măi, cât am stat acasă, am stat extrem de mult pe net și am făcut shopping online. Pentru că, da, trebuia să stau în pat și acum sunt în pat, după cum se vede. Și vă dați seama că mă plictiseam. Vlad era la muncă tot timpul, mai spălam niște vase, mai făceam ceva ușor prin casă, dar în rest am stat foarte mult în pat să mă odihnesc și am văzut o chestie foarte faină și o să vă arăt acum să vă împărtășesc și vouă, pentru că este mega, mega mișto. Bun, deci haideți să vă arăt despre ce este vorba. Am intrat pe site-ul celor de la Notino săptămâna trecută și am plasat o comandă pentru că am vrut să cumpăr niște cadouri pentru niște oameni dragi, nu pot să zic pentru cine exact, pentru că știu că se uită la clipurile mele și nu vreau să stric surpriza. Ok, și am descoperit o secțiune nouă super tare și anume calendar advent. Și am intrat aici. Și ia uitați minunăție mare. Cei de la Notino au lăsat un fel de calendar advent, dar ceva mai special. O să vă zic acum despre ce este vorba, că și eu m-am prins puțin greu la început, am crezut că se vinde un calendar cum sunt în anumite magazine, dar nu, pentru că din acest calendar voi vă puteți alege, în fiecare zi puteți să intrați pe site-ul celor de la Notino și puteți să vă alegeți ceva anume. De exemplu, promoția pentru astăzi, doar astăzi, în 2 decembrie, este în felul următor. Primește o perie pentru păr gratuită, și zice cum. La cumpărarea plăcii de întins părul Remington Shine Therapy primește astăzi gratuit o perie de păr plat. Alege un ajutor de nădejde și așa mai departe. Poate fi un super cadou de Crăciun. Grăbește-te, oferta este valabilă doar până la epuizarea stocului. Deci, basically, îți zice, dacă tu cumperi placa respectivă de păr, doar astăzi primești peria asta în mod gratuit. Deci, asta e promoția pentru 2. Și aici sunt celelalte zile, până în 23 decembrie, nu știu dacă este și mai departe de atât, o să vedem imediat. Pe data de 1 decembrie a fost o promoție la produsele la cost, pe asta am ratat-o. Așa, 21, hai să vedem până unde merge, 22, da, până în 24 decembrie, ca un advent calendar absolut normal. Și pentru că astăzi este 2, astăzi aceasta este valabilă. Mai mi se pare foarte, foarte tare, pentru că eu urmează să mai plasez
cel puțin o comandă luna asta, așadar voi intra în zilele ce urmează aici pe Advent Calendar să văd ce ofertă îmi convine cel mai mult. Acum, ca să vă dau un heads up, sau mă rog, un pont mai degrabă, nu un heads up, să știți că ofertele din aceste ferestre sunt diferite de la zi la zi, bineînțeles, dar poate să fie ceva de genul transport gratuit, indiferent de cât comanzi, poate să fie reducere de 60% la anumite produse, poate să fie ceva de genul dacă cumperi de la, nu știu, un anumit brand, primești anumite chestii gratuite, discount la comandă, o să fie tot felul de promoții. Eu sunt foarte curioasă pentru că v-am zis, mai trebuie să plasez o comandă luna asta. So, this is it. Anyways, o să vă mai pun pe Insta Stories exact ofertele să vedeți și voi, în cazul în care nu aveți timp să intrați, dar prindeți o ofertă bună, să știți măcar de acolo, de pe Insta Stories. Da, bun, și am revenit acum în pat să vă zic o chestie. Băi, fraților, urmăriți secțiunea de promoții și de oferte de pe site-ul celor de la Notino, pentru că puteți să primiți o grămadă de chestii gratuite. Eu, de exemplu, dar o să vedeți asta mai degrabă într-un haul ce urmează, o să fie un mega haul de pe Notino. Anyways, eu am cumpărat această paletă de la Makeup Revolution London și Maria și-a mai comandat o paletă de 27 de lei. Pentru că am luat aceste produse, am primit gratuit 3 oje, două deja le-am pus în giveaway de pe Instagram pentru că îmi place să împart lucrurile cu voi, un ruj stick și ăla este în giveaway-ul de pe Instagram, un ruj lichid și două palete. Asta de concealere și asta mare de farduri. Nu vi le mai desfac acum să vă fac swatch-uri, eu zic să vă uitați la haul-ul respectiv, pentru că acolo v-am dat toate detaliile. Dar am primit 3, 4, 5, 6, 7 produse gratuite pentru niște cumpărături, like, literally infime. Și nu le-am primit astea pentru că sunt YouTuber sau ceva de genul acesta. Dacă primesc PR kit-uri sau altceva, v-am zis de fiecare dată, astea le-am primit pentru că sunt pur și simplu client și pentru că m-am uitat pe promoția respectivă. Vă arăt și bonurile de fiecare dată și în haul-ul respectiv. Din câte mă amintesc, am prezentat și chitanța pentru că le păstrez, mai ales când vine vorba de Notino. Nu știu cum să insist mai mult de atât. De ce vă zic chestiile astea? Pentru că I am a makeup junkie și mie îmi plac atât de mult produsele cosmetice, dar mai ales de când m-am mutat, merg foarte mulți bani în obiecte decorative, în mobilă. Mi-am luat perdele și draperiile, poate o să vi le arăt în vlogul ăsta. Nu mi-ajung banii să cumpăr chiar toate produsele cosmetice sau toate parfumurile de care am nevoie. Și când prind o promoție de genul ăsta, mă bucur foarte, foarte mult pentru că, let's be serious, 7 produse gratuite, din care două palete, una de concealer și una de farduri și sunt produse bune, adică nu am primit niște rahaturi. Pe lângă asta am mai primit alte testere și alte produse foarte faine. Mie îmi pare foarte rău că am pus comanda respectivă săptămâna trecută, asta de care v-am zis înainte, când m-am prezentat site-ul. Regret din suflet, regret din suflet că am pus-o săptămâna trecută pentru că nu știam atunci de Advent Calendar, nu știam foarte multe detalii și mi-a scăpat, literally mi-a scăpat și culmea, ați văzut că pe 1 decembrie a fost promoția Lacoste, iar eu am cumpărat un parfum Lacoste. Da. This happens și nu vreau să pățiți ca mine. A, și ca să vă dovedesc că există această promoție, de exemplu, cum e cu Makeup Revolution, haideți că vă arăt și treaba asta acum pe site, să vedeți unde găsesc eu toate cadourile astea și unde găsesc eu toate promoțiile astea de care vă tot povestesc atâta. Deci, iubiții mei, haideți să vă arăt unde găsiți secțiunea de promoții, da? Deci, sub Notino, aici scrie promoții, da?
și mergeți la cadouri și oferte speciale. Dați un click aici. Și aici găsiți toate ofertele lor. Bine, este pop-up pentru Advent Calendar aici. Ok. Și avem în felul următor. În momentul în care tu îți plasezi o comandă, o să vă zic cum fac eu de obicei. Îmi aleg și îmi pun în coș produsele. Și aici îmi apar, aici în dreapta sus în coș, îmi apar, nu știu, 5, 6, 7 produse, whatever I ordered, da? Am nevoie de șampon, am nevoie de parfum, de ce am nevoie, cosmetice, make-up și mai departe. Și pe urmă intru aici la oferte speciale și verific fiecare ofertă în parte. De exemplu, prima este parfumul de alese din oferta limitată cu o reducere de până la 20%. Asta înseamnă că poți să intri aici și te duce direct către parfumurile cu 20% discount. Pe urmă, aici aveți un cod pe care puteți să-l introduceți în coșul vostru. De exemplu, Montale 15 RO, și asta înseamnă că aveți 15% reducere la acest brand de parfumuri. Dacă nu introduceți codul ăsta, nu vi se aplică reducerea. Deci de asta, verificați coșul vostru. A, super, am cumpărat parfumul ăsta, păi hai să beneficiez și de reducere, nu? Mi se pare... Like. Bun. Gratuit miniatura parfumului Cacharel. Asta înseamnă că dacă veți cumpăra orice variantă a parfumului Cacharel SIM, primiți automat gratuit miniatură la 5 ml. No, bun. Poate în coșul vostru este un parfum și nu știați dacă să alegeți între Cacharel și parfumul pe care îl aveți în coș. E bine, odată ce știți de promoția asta, mă gândesc că veți prefera să luați cel de la Cacharel. Aici, 20% reducere la brandul Aven, la fel, doar dacă introduceți codul AVEN20RO. Ok. Mystery Bag cadou. Nu, uite, ăsta e de la Makeup Revolution. It's like amazing, cea mai tare promoție. Și zice în felul următor. Promoția durează din 26 noiembrie, în limita stocului disponibil. Cumpărați produsele brandului Makeup Revolution de minim 125 de RON și primiți cadou o cutie misterioasă de produse pentru machiaj de la brandurile Freedom și Makeup Revolution în valoare de 180 de RON. Nu știu dacă veți primi exact aceleași chestii pe care le-am primit eu, cele 3 oje, cele 2 rujuri și cele 2 palete, dar cu siguranță vor fi de aceeași sumă de 180 de RON. Ok, dacă cumpărați de la Buyteri și introduceți codul respectiv, 20% reducere. Dacă luați produse de la Dermacol de minim 70 de RON, aveți livrare gratuită. Reducere de 15% la brandul Juliet Has a Gun. Livrare gratuită dacă cumpărați produse Salvatore Ferragamo de minim 180 de RON. Creion pentru conturul ochilor gratuit. La achiziționarea de produse Bourjois de minim 64 de RON, primiți cadou creionul pentru contur. Eye catching. Eyeliner multifuncțional gratuit. Dacă cumpărați produse brandul Rimmel de 53 de RON, primiți acest eyeliner. Deci așa am eu produse gratuite în comenzile de la Notino. Livrare gratuită dacă cumpărați parfumuri Paco Rabanne. 20% reducere la apa de toaletă. Uite, alta foarte tare. Mystery bag gratuit de la I Love Revolution de această dată și vă zice. La cumpărarea de produse din brandul I Heart Revolution de minim 108 lei, primiți un pachet în valoare de 180 de RON de la Freedom și Makeup Revolution. Deci, same thing, sumă mai mică. Pe urmă, mystery bag gratuit. This is like freaking awesome. Și zice, cumpărați produsele brandului Freedom, de această dată doar Freedom, de minim 90 de RON și primiți cadou un set grozav de produse de 180 de RON, deci același mystery bag, presupun. De la Braun, capete de rezervă pentru curățarea pielii gratuite, o trusă cosmetică cadou de la Babyliss. Ăsta l-am cumpărat eu cu 20% reducere, acum vreo 2 luni, l-ați văzut într-un haul. Livrare gratuită dacă luați chestiuțe de la anumite mărci de o anumită valoare și atât.
Basically, cam astea sunt ofertele. Eu vă sugerez să vă grăbiți pentru că nu știu cât o să mai prindeți această ofertă de la Makeup Revolution cel puțin, iar aia de la Hugo Boss cu 20% reducere mi se pare foarte tare și cea de la Rimmel și de la Bourjois. Cu siguranță voi plasa comanda undeva până în 10 decembrie, când advent calendarul va fi, să zic, se va potrivi cu ce am eu în coșul de cumpărături. Am niște chestii de la Bath & Body Works pe care vreau să mi le cumpăr, un gel de duș absolut fenomenal. Trebuie să-mi fac un stash de lumânări de la Kringle. Și mai vreau să-mi iau mie un parfum de sufletele. Nu știu ce să aleg. Așa, mi-am adăugat în coș vreo 4 parfumuri, Escada Magnetism, Decadence de la Marc Jacobs, mi-am mai adăugat un parfum de la Vince Camuto și încă unul, oare ce mi-am... Da, și Kenzo Flower. Deci nu mă pot hotărâ între astea 4, dar cred că voi lua fie Escada Magnetism, fie Vince Camuto, nu de alta, dar de celelalte două știe Vlad că îmi plac și... Da. Poate mi le ia de Crăciun. Ok, that being said, eu o să mă duc să încarc acest story time. Dacă mai aflu de promoții în general, așa, o să vă zic, probabil că nu o să mai fac neapărat vloguri de genul ăsta sau story time-uri, însă o să vă las pe Insta Story. Oricum și advent calendarul o să intru în fiecare zi să vă las pe Insta Stories. V-am pupat și să aveți o duminică faină. Pa, pa!